Clash Royale. Astăzi este primul episod din Clash Royale. Deci, dacă vă plac episoadele, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Hai să ne mutăm noi puțin facecam-ul aici, să se vadă tot de cu, da, să vadă mai multe chestii. Cred că l-am făcut eu prea mare, 2 secunde. Nu știu unde să-l pun. O să-l las aici, că nu cred că afectează mare lucru, dar nu văd eu carte. Hai că am făcut-o de ori. O punem aici. Lăsăm așa. Sunt retrovelii. 3336 de trofee. Și vreau să ajung să iau magicelul ăsta, episodul acesta. Nu aș vrea să-l zic pentru că plănuiesc cu acest opening și pe canal. Și nu uitați să apăsați pe un like dacă vă plac episodul de Clash Royale. Acum hai să începem. Noul meta se bazează în mare parte să ai un tank care se poate ocupa de toate trupele și să le omoare fără ca tu să păstrezi, elixir și el nu. Bun. În cazul acesta, eu folosesc Giant Skeleton pentru că în momentul în care el moare mai are o bombă, cedă și damage, deci e destul de folositor. Dar, de exemplu, ar funcționa și P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. gole mai mulți. Acum, nu știu, să vedem. Folosesc Wizard-ul pentru trupele din Air, minionii la fel, Goblin Gang-ul cu P.E.K.K.A.-ul îi folosesc pentru jos și altă metodă pe puse este cu Dark Prince. Bine, și Dark Prince-ul folosesc tot pentru trupele de jos. Iar Goblin Barrel-ul îl folosesc pentru atunci când mai are puțină viață, turnul la rumper sau la arunc din prima și văd ce se întâmplă. Bun, băi, hai să începem să băgăm battle și să vedem ce se întâmplă. Îmi pare rău că se tot mișcă facecam-ul, dar n-am ce să-i fac. Good luck. O să punem Giant Skeletonul aici, în spatele turnului. Nu vreau să dau emotul ăla, dar n-are nicio importanță. Și ok, are minerul. S-ar putea să aibă același deck al nostru. Nu fac griji pentru acel horde. Punem aici o mini P.E.K.K.A. Ok, are și da, cred că are același deck, doar că în loc de Giberul are miner, cel mai probabil. Da, cred că are același deck. Vedeți de ce e bun asta? I-am dat extrem de mult damage foarte ușor. A, n-are același deck. Problema e ce facă cu Wizard-ul ăla, că ok, că l-am rezolvat și pe Stel. Minion. A, nu, turnul ăla oricum era mort. Deci bomba lui de undeva la, dacă am văzut odată care avea turnul 886, l-a luat instant, nu, nu e important. Nu știu de ce mi se tot blochează jocul. Chiar nu înțeleg. Probabil că folosesc și facecam-ul. Probabil de aia. Să mai fac o dată push-ul ăsta. Nu se pune aici pe asta. Am dat-o. Ca să... Ok, cred că ar fi mai bine să mă apăr. Și să o lăsăm așa pentru că tipul văd că are destul de apropiat de al meu și are și ui și deci poate să fac un push minunat. Da, iar mi se blocă jocul. Din cauza asta pierd viață. Pe tur, hai să punem puțină presiune pe el. Hai să punem puțină presiune pe el. Ce acolo? Da. Punem un din ăsta și se rezolvă. Mai punem așa aici un wizard. Nici cu minerul ăla nu prea mai are șanse.
Squid Game. Mă enervează frame drop-urile astea. Atâta, că așa îl băteam instant, vă dați și voi seama, dar pierd viață foarte multă pe turn din cauza frame drop-urilor. Ok, avem next reward de ăsta, vreau să-l păstrez pentru un chest opening în care deschidem și Legendary King's chest. Alright. Și, nu știu, chiar nu știu ce chest-uri, probabil că o să avem și un, vom avea mai multe, că m-am uitat peste Royal, vom avea și mai multe. Hai să dăm, ia stați voi puțin. Fraților, hai că am făcut facecam-ul puțin mai mic. M-am uitat și puțin peste Royal să văd că nu pică următorul chest mai tare și am văzut 11, peste 11 chesturi, peste 24 de chesturi, peste 59 de chesturi, peste 120 ceva de chesturi și peste 700 ceva de chesturi. Deci cam asta va fi norocul meu, să zic așa. Păi până atunci, hai să dăm drumul la un combattler. Ca să luăm acel magical chest. Poate îl deschidem în episodul de astăzi pentru ca să avem ceva de deschis. Ca așa n-avem. Ok, o să pun gen scheletul acolo și o să aștept să mi se facă elixir. Îl punem muschetiră și spunem un wizard, că probabil nu va fi exact ce ziceam. Turnul l-a targetat încă, deci trebuie să mai așteptăm. Acum e momentul să atacăm cu Giberel, mamă ce prost l-am pus și uite că s-a blocat jocul. A pus și el wizard, dar wizardul nostru dă pe turn, bravo tată. Și am dat și damage la wizardului, am scăpat de o povară. Ok, punem mini P.E.K.K.A. Ok, ne-a dat un hit, nu-i problemă. Level 7 în arena asta, what the fuck? Sunt obișnuit să pun Zep. Mă scuzați. Cam aveam break ăsta, dar prinsul. Asta zic Black Knight din Fortnite, what the fuck? Ok, să așteptăm să punem Giant Skeletonul. Sunt curios și o să pună el. L-am pus din greșeală, n-are nimic. Normal că mi se blochează. Punem ăștia aici. Mai punem un mini pack aici. Minerul ăla nu cred că o să facă mare chestie pe turn. Hai să punem ultimul ăsta aici puțin, pentru că vreau să văd și eu viața de pe turnul ăla. Tot mișc facecam-ul. Știu că nu e ok, dar n-am ce să fac. Dacă nu filmez de pe căcatul ăla, de pe laptop, n-am ce să fac, de pe calculator n-am ce să fac. Mai fi un Dark Prince aici cu niște minioni, că fac treabă minunată. Un mini pack aici. Un wizard aici. Turnul ăla e aproape mort. Un Goblin Barrel și un Zep, dacă i-aș da. Dar totuși grijă că și el ne poate face viața un calvar. Pune minionii acolo. Ok. Wizardul ăla o să-mi dea probleme cu Giberelul. Așa că așteptăm să se îndepărteze. Și băgăm Giberel. Ai, două turnuri, poți să-mi iei pe celălalt, chiar nu mă interesează, iar s-a blocat. Nu înțeleg de ce îmi face căcatul ăsta, îmi pare rău, fraților. Probabil de la facecam. Probabil e de la facecam. O să... Păi, hai să mai băgăm un meci. Hai să mai băgăm un meci. Mă enervează că tot mișc telefonul ăsta și se mișcă și facecam-ul. Good luck. Punem aici un gen skeleton. Îl punem mai în față de data asta. Și
Are destul elixir să-mi oprească, văd că a pus și el ceva. Ok, o să punem ăsta, what the fuck, e aia. Normal că n-am elixir să o opresc. I'm dead. Holy shit, cât damage dă! Mă, mi se blochează și mă enervează. Well played. Bine, el n-a jucat-o bine, avea cărțile mari. Din nou, bravo. Hai să punem pe ăsta puțin aici, dacă turnul ăla e foarte low. O să fac o chestie riscantă. Să trec decât cu minionii. Și să văd ce pune. Dacă nu pune nimica, a pus. Are cărțile foarte mari. O să ce să pușesc partea asta. Nu o să pun mini PK-ul. O să pun asta. Bac piciorul. A ajuns la pe tur, nu mai e problemă de război. O să dea o grămadă de damage, cum am și presupus. Tipul ăsta știe să joace bine. Adică, nu știu dacă știe să joace el bine, dar are cărțile mari. Probabil că dacă și eu așa fi avut cărțile de nivelul lui, ar fi fost altceva. Presupun doar. O să punem noi aici, dar prințul. Ăsta e nevoie de aici. Normal, a, bine, i-am pus pe toți. Ok, am prins un hit acolo, e bine. Ok, mai am nevoie de Wizard, aș avea nevoie de tine. Dacă ajunge balonul ăla pe turn, s-a zis tot jocul. Bun! Dacă ajunge bomba aia pe tur, a ajuns pe tur. Aia. You are dead, motherfucker. Normal că nu-i prim pe toți. Nu știu cât e timp. 18 secunde. Încăzură căștile, fac, nu mă mai... Perfect! 2 secunde, fraților, că încăzură căștile, știu să... Wizard. Ok, aia. Nu! A, nu contează, good game. Credeam că mai sunt 10 secunde și pusese minerul și wizardul meu targetase ele, dar nu are importanță, am câștigat. Ok, hai să deschidem magical chest-ul ăla și dacă ne pică o legendară, nu uite să apăsați butonul de like și de subscribe, fraților. Hai să vedem. Nu mai păstesc pentru chest opening pentru că n-are rost, o să-mi pice peste multe chest-uri. Ok, hai să vedem. 1312 gold, este ok. Am văzut că se face mult mai rapid de gold-ul acum. Ok, mamă ce urât mi-am părțit. 7 bombe, mamă ce urât mi-am părțit. 16 mortal. N-avea nici o legendară, frate. A început cu un Kenner, cu un ta. Și epicele Hunter. Păi hai să spunem acum părerile. Canon nu folosesc, deci mi se pare un căcat absolut, pentru că decât eu, n-are nici range-ul foarte mare, dar nici damage-ul nu e mare, nici viața nu e ok, deci e doar ca să țină ocupat câteva trupe. Bomberul mi se pare chiar ok, problema e că e, are viața destul de mică în unele situații, parcă nu îi se mai duce. G-Gang folosesc, este foarte ok, că mi-a dat mortarul, am un deck perfect cu mortarul, poate voi juca cu el, e bun, dar nu prea știu eu să joc cu el, deci na. Knight tot așa am folosit și am un deck pe care îl folosesc, deci da, e ok. 17 Fireball, am un deck pe care îl folosesc, e foarte bun Fireball-ul. Și Hunter, nu știu, probabil ar fi mers și altă legendară, dar epică, nu numai Hunter, dar e ok. E ok Hunter. Bun, fraților, cam acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like și de subscribe ca să vedeți mai mult content cu mine și cu Clash Royale. Probabil data viitoare fără facecam pentru că văd că mi se blochează telefonul. La revedere!